Salutare și bine ne-am găsit la un nou episod din Experimental Sunday. Eu sunt gazda voastră, Mihai Petcu, și astăzi vom vorbi despre cărți. Probabil ați văzut săptămâna trecută pe pagina mea de Facebook că Lin Ionicio de la Cluj mi-a dat o provocare să postez în fiecare zi câte o carte care mie îmi place, fără recenzii și fără comentarii, și la rândul meu să provoc pe alții mai departe. Și m-am gândit că ar fi un prilej bun să continui această provocare prin a vă prezenta ultimele cărți pe care eu mi le-am achiziționat sau peste care am dat și care mi se par foarte, foarte interesante pentru lumea noastră. Și să vi le prezint în acest episod. Dacă pe Facebook am pus fel și fel de cărți cu diferite tematici, astăzi voi prezenta 5 sau chiar 6 cărți de bar pe care eu le-am citit în ultima perioadă. Prima carte se numește Craft Cocktails at Home, scrisă de Kevin Liu. Am mai vorbit despre ea în postările mele pe blog acum ceva timp. Nu este nouă, este de vreo câțiva ani scrisă. Eu am avut-o până acum în format electronic pe tableta mea Kindle, dar având în vedere că am făcut acel concurs Space Division împreună cu Sergiu Biriș și ne-am gândit împreună să dăm un set de cărți, am zis că acum este momentul să o iau și pentru mine. Practic, aceasta va fi și la concursul de la Ice Division. Deci norocosul care va lua locul 3 sau poate extras al 3-lea în extragerea noastră random va primi un set de cărți, printre care și acestea. Setul de cărți pe care le-am propus sunt cărți pe care le-am parcurs și pe care eu cred că sunt interesante, iar asta se numără printre ele. Kevin Liu, mai mult ca sigur că nu ați auzit de el, pentru că el nu este un barman, ci este un tânăr care studiază la MIT și este foarte pasionat de partea științifică a preparării băuturilor. Iar în cartea aceasta veți găsi foarte multe tehnici interesante despre cum să abordați băuturile atât acasă cât și în lumea barului. Dacă până acum în lumea barului toată lumea o ținea sus și tare cu Liquid Intelligence de Dave Arnold, și pe bună dreptate, pentru că este o carte fantastică, dar mult prea avansată, gândiți-vă că acest Kevin Liu este Dave Arnold al non-barmanilor. Acestea fiind spuse, nu o să vă zic ce se află înăuntru, o să vă las pe voi să studiați, pentru că nu vreau să fac un spoiler alert, dar cred că această carte nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui barman. De foarte multe ori primesc mesaje pe internet, pe Facebook: sunt barman nou și vreau să citesc niște cărți, ce îmi recomand? Dacă până acum veneam direct cu aceleași cărți, Gary Regan sau Dale de Groff, Craft of the Cocktail și așa mai departe, care sunt cărți cu care eu am crescut și în care m-am regăsit, de data asta pot să vă zic că avem și o variantă mai modernă, mai nouă apărută, și anume Meehan's Bartender Manual, care din punctul meu de vedere incorporează tot ceea ce am zis mai devreme. Practic este prima carte pentru barman, și pentru barmani începători, care a fost scrisă în timpul nostru. Dacă Craft of the Cocktail sau Joy of Mixology de Gary Regan au fost scrise acum mulți ani, aceasta a fost scrisă doar acum câțiva ani și conține informații relevante și care sunt din timpul nostru. Jim Meehan este un barman foarte, foarte interesant din America. A câștigat foarte multe premii ca și barman. Locul său unde a lucrat PDT la fel este câștigător a numeroase premii. Și ultima chestie care îi lipsea din portofoliu era poziția de autor de cărți. Și cu acest lucru, cu această carte a bifat acest lucru. Dacă aveți timp, există un video pe YouTube și arată cu cât a durat research-ul pentru cartea asta și spune undeva acolo că a citit undeva la 60 de cărți până a pus-o la punct pe aceasta. Așadar, dacă sunteți noi intrați în lumea asta frumoasă a barului,
vă recomand să începeți cu aceasta, pentru că este o abordare mult mai modernă a ceea ce înseamnă lumea barului. Dacă vreți totuși niște noțiuni mai avansate despre cum să creezi un cocktail sau cum să combini arome noi sau arome neobișnuite, atunci vă recomand cartea aceasta, The Modern Cocktail, scrisă de Matt Wiley. Iarăși o carte foarte, foarte interesantă. El este cel din spatele localului Mr. Fox. De fapt, este o firmă de consultanță și este unul din cei care se ocupă de lucrul acesta. Gândiți-vă că are acces la un laborator complet de aparatură de ultimă generație, la care noi tot visăm în ultima perioadă și care probabil o să se întâmple cât de curând și în România. Și iarăși este foarte, foarte aproape de vremea noastră. Mă uitam după o carte acum, dar nu o văd. Prima carte care a apărut în modul acesta, sau scrisă în modul acesta, era cea lui Tony Conigliaro, Drinks. Și acolo apărea primele aparate din acestea foarte, foarte scumpe și foarte performante. Însă și aceea a fost scrisă acum foarte mulți ani, țin minte, acum vreo 2-3 ani, cred că mi-am luat-o eu și o citeam. Dar The Modern Cocktail este apărut acum. Și iarăși foarte multe chestii interesante, infuzii, tot felul de mixuri de arome și așa mai departe. La fel cum am și mai devreme, nu vă zic exact ce înăuntru, vă las pe voi să le explorați. Așadar, dacă sunteți pasionați de ceea ce faceți și vreți să aflați mai multe despre arta mixologiei, vă recomand această carte a lui Matt Wiley. Cu următoarea carte o să ne ducem mai adânc în lumea asta a aromelor. Și o să vorbim despre modul cum se formează aromele, și anume partea de fermentare. Pentru că știm cu toții, aromele sau compuși aromatici din băuturi se formează în timpul fermentării. Distilarea este un proces de separare. Foarte mulți cred că prin distilare faci anumite chestii, dar dacă vorbim despre compuși aromatici, în fermentare se întâmplă acest lucru. Și aici avem un ghid al fermentării, The Noma Guide of Fermentation, scris de René Redzepi. Pentru cei care nu îl cunoașteți pe René Redzepi, este fostul bucătar șef de la, sau nu mai știu ce distinții să-i mai ofer, de la Noma, un restaurant ce a luat, cred că, de 3 ori locul întâi la rând în lume după ce s-a închis El Bulli, faimosul restaurant din Barcelona. René Redzepi este un șef foarte cunoscut și foarte apreciat în lumea culinară. A fost și el un elev de-a lui Ferran Adria pe vremuri și de când a deschis Noma, pur și simplu cariera a luat avânt foarte, foarte puternic. A deschis Noma, a avut succes cu Noma, acum are un alt local care îl deține împreună cu prietena sa și a scris această carte foarte, foarte mișto, însă nu. Ce vreau să vă zic din start este că nu prea este pentru începători, adică trebuie să cunoști anumite elemente de bază înainte de a studia această carte. Dar dacă vreți să faceți niște experimente pe partea de fermentare, ăsta este un ghid foarte bun, însă atenție, și în carte sunt niște măsuri de precauție despre care îi povestesc. Dacă fermentarea nu este făcută corespunzător, s-ar putea să aveți fel și fel de probleme de la băutura respectivă. Eu am cochetat mult timp cu partea asta de fermentare și acum lucrez la un proiect bazat numai pe fermentare și vă zic că nu este chiar atât de simplu. Pui niște chestii într-un borcan și aștepți magia să se întâmplă. Așadar, dacă vă apucați de fermentat, vă recomand să vă luați toate măsurile de siguranță posibile. Ultima carte pe care vă recomand în formatul fizic astăzi este The Aviary Cocktail Book. Asta nu este cartea mea, o am în custodie pentru o perioadă limitată de timp. O am de la Răzvan Codrea, colegul nostru de la Combinat din Sibiu. Și Andrei Lung, știu că te uiți la noi, să știi, coperta nu are nicio întoitură, nu știu ce s-a întâmplat în poza respectivă atunci când am pus pe internet, dar nu are nimic. O să fac și un close-up să o vezi exact cum arată.
La prima, nu am apucat să o parcurg pe toată, dar mi se pare foarte, foarte interesantă. Din punctul meu de vedere este, și sună ciudat ceea ce zic, este înaintea vremii noastre, pentru că ceea ce se întâmplă și se află în interiorul acestei cărți, eu zic că o să ajungă la noi ca și tehnică, ca și stabilitate, ca și consistență în servire. Peste vreo 4-5 ani, nu știu, am așa o impresie că așa va fi, pentru că sunt foarte multe lucruri foarte complicate, făcute într-un laborator, de fapt, pentru că cei de la Aviary nu au un bar propriu zis, adică barul lor este undeva așa în spate și este o armată de oameni care lucrează acolo, care sunt chefs, nu neapărat bartenders, și au acolo acces la fel și fel de utilaje și la o tehnologie foarte, foarte interesantă. Pozele sunt foarte, foarte frumoase. Cred că pozele și ilustrațiile din cartea aceasta sunt cele mai frumoase pe care le-am văzut vreodată. Într-adevăr, toate aceste lucruri fac această carte să fie destul de greu accesibilă, pentru că este foarte, foarte scumpă în momentul de față. Probabil o să mai aștept, nu știu, un an, doi, până o să se mai lase prețul și o să-mi cumpăr și eu un exemplar, pentru că eu am o idee legată de bugetul de cărți. De obicei le iau la mâna a doua, dar să arate foarte bine exact cum este cea de aici, despre care v-am spus. Nu că aș fi zgârcit, dar am așa o chestie, am un fix cu cărțile. Nu le iau niciodată noi, decât atunci când apar pentru prima oară și îmi doresc neapărat să le am, cum a fost ghidul nomad al fermentației. Dar în caz de față, la Aviary, deja lucrurile se schimbă. Înțeleg conceptul, l-am mai văzut și la Heston Blumenthal când și-a făcut Fat Duck Book, și la fel foarte grea, foarte mare și la fel foarte scumpă, și aceea este la un preț rezonabil. Acum mai aștept un pic până o să o cumpăr și pe aceea. Ce aduce greutate cărții este, cred că, unul din autori, și anume Grant Achatz este faimosul bucătar despre care am tot povestit până acum, și povestea lui, a carierei sale și a localului de Aviary este cuprinsă într-o carte care este undeva aici sus și care, bineînțeles, va fi și aceasta inclusă în pachetul pe care l-am pregătit pentru concursul Ice Division împreună cu Sergiu Biriș. Mai departe, Mika Melton, probabil știți de pe Facebook, este beverage managerul de la Aviary. Înainte a fost Charles Jolly, cel care a câștigat World Class-ul acum 2 sau 3 ani, nu mai știu. Iar echipa asta, ce pot să zic, a spart toate barierele în ceea ce înseamnă lumea mixologiei și a experienței culinare. Și dacă noi credeam că, asta ca un insight, că cei de la Artesian din Londra fac chestii super mișto și așa mai departe, o să vezi că majoritatea băuturilor lor sunt inspirate din cartea aceasta, ceea ce te pune un pic pe gânduri cam cât de multă originalitate și creativitate avem în barurile de la noi, și se pare că toate, fiecare e luat după altcineva. Dacă aveți buget, vă recomand să o luați. Exact cum zicea cineva, este o carte mai degrabă de colecție decât o carte pe care să o folosești on a daily basis, de exemplu, cum este asta, care, sau asta, care conține fel și fel de informații relevante din lumea barului. Dar, cum am zis, în 4-5 ani, informațiile de aici vor fi așa banale. Deocamdată sunt de nivelul SF-ul, adică sunt niște OZN-uri aici la care noi n-am putut să visăm, ca și barman, care avem acces la diferite chestii cu cultură de consum, dar rămite consumatorii și oaspeții care vin la noi. Ultima carte pe ziua de azi și pe care vi-o recomand, nu am un format fizic, o am un format electronic și o am pe tableta mea Kindle, se numește The Bar Shift, 41 de lecții de management. Este scrisă de către cei de la Barmetrics. Barmetrics este o companie la nivel internațional care se ocupă cu
aș vrea să zic consultanță în barul, este mai mult decât consultanță. Se ocupă de toate aspectele de care are nevoie un business în lumea noastră a ospitalității, pentru că partea asta de consultanță de obicei se rezumă din partea barmanilor, se rezumă la meniu, training angajați, făcut acolo câteva chestii, dar cei de la Barmetrics intră și în partea de în spate, organizare financiară și așa mai departe. Este o carte foarte ușoară, lejeră, ușoară de parcurs, scurtă, pentru că sunt niște idei foarte pe scurt, dar sunt 41 de situații cu care ne lovim în fiecare zi în lumea barului și la care de multe ori nu avem răspuns. Are forward, prefața de, scrisă de către Sean Finter, iarăși dacă nu-l cunoașteți pe Sean Finter, dați un ad pe Facebook acolo și să vedeți multe chestii interesante pe care el le postează. Chiar Angus Winchester, celebru guru barman al nostru, a făcut parte din Barmetrics sau cred că încă mai face parte pentru foarte mult timp. Mi-a rămas în minte fix cu ce a început acea preface scrisă de Sean Finter și zicea: băiete, în lumea restaurantului, dacă vrei să ai 1 milion de euro, trebuie să începi afacerea cu 2. Și cam în asta se rezumă foarte multe chestii care intră în a avea o afacere în lumea noastră. Foarte mulți cred că este ușor, ne deschidem o afacere, hau, hau, bau, bau, venim banii la revedere. Însă vedeți, după 3 sau 6 luni dau faliment. În Brașov am văzut un bar deschis cu mari perspective, facem de toate și în 3 luni s-a închis. Oare de ce? Așadar, vă recomand cartea aceasta, luați-o ori în format fizic, ori format electronic. De obicei, unde este posibilitatea în format electronic, mi le iau acolo, pentru că le pot ține pe telefon și le iau oriunde cu mine în lume. Dacă mă gândesc la ceva, dau repede acolo și văd unde este cartea. Dacă acesta a fost episodul de astăzi, dacă aveți idei de alte cărți sau vreți să-mi sugerați alte cărți pe care voi le credeți că sunt bune și merită citite, vă rog să-mi trimiteți un mesaj sau să-mi lăsați un comentariu. Și dacă aveți sau doriți să vedeți alte cărți de în lumea barului sau alte obiecte sau alte băuturi sau aveți sugestii pentru ce să mai adăugăm în această rubrică, vă rog lăsați-ne un comentariu. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, un share și de ce nu un subscribe, doar așa vom putea fi mai aproape. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!